pentru a face fapte bune, vreau să spun bună seara Amaliei. Amalia? Bună seara. Da, bună seara. Bună seara. Ne-ai scris la orașul faptelor bune, la 1815. Da. Cu ce crezi că am putea să te ajutăm? Păi la, cum v-am scris și în mesaj, la îndemnul fetelor mele, am două fetițe, una în vârstă de 15 ani și una în vârstă de 9 ani. În urmă cu 4 ani de zile am divorțat de fostul meu soț și, dată fiind situația noastră, lucrez, am minim pe economie. Ce înseamnă minim pe economie? Poate unii, nu știu. Deci 1250, impozit... Și cu cât rămâneți în mână? 975 plus tichetele de masă. Și din banii ăștia tu crești două fete? Da, singură. Dar unde lucrezi? Cu ce te ocupi? Lucrez în montaj, în apropiere, adică fac naveta. Unde? De unde? Eu sunt de la Seini. Și fac naveta vreo 20 de kilometri. Sein, Maramureș, nu? Maramureș, da. Deci 20 de kilometri ți se pare aproape? Păi, acum... Și cu ce faci naveta? Cu autobusul. Și cât plătești pe lună? Pe... Nu, ne oferă firma transportul. Am înțeles. Da. Și de ce ai avea nevoie pentru un Crăciun fericit normal, pentru normal, tine și cele Crăciun două normal. Fete? Voi trei sunteți singure pe lume. Da, date fiind situația noastră, e foarte greu acum în perioada asta cu lemnele. Aici la noi în zonă 150 de lei metru de lemn. Păi e patria lemnului acolo în Maramureș. Da, dar nu pentru noi sau, mă rog, nu vreau să intru în detalii că... Ok, deci lemne. Da. Dar tu acum ai lemne pentru iarnă? Mai am ceva în jur de un metru. Deci cine poate să ofere 10 metri cub de lemne să dea un mesaj la 1815? Amalia, sau eventual banii pe care ar putea să-i dea pe 10 metri cub de lemne. Ai idee cât costă un metru cub? 150 de ron, a zis. Da, 150 de ron aici în zona noastră. Deci cam 15 milioane ar fi necesar pentru... Cred că mai degrabă banii, pentru că din țară să trimiți lemne e cam... peste mână. Amalia, mulțumim mult de tot. Mulțumesc. Am notat dorința ta în orașul faptelor bune. Sper să găsim pe cineva care să o și împlinească. Cu siguranță, pentru că noi căutăm oameni care fac gesturi cu căldură și tu ai nevoie de căldură iarna asta. Da, știu, vă ascult în fiecare zi. Vreau să îți fac cunoștință cu cineva. Bună seara! Bună seara! Cine e? Ana Maria. Ana Maria, și atât. Ana Maria nu vrea să spună tot numele pe radio. De unde ești, Ana Maria? Din Galați. Din Galați. Ai ascultat povestea Amaliei și a fetelor ei mai devreme? Da. Și ai vrea să o ajut cu ceva? Stai, voi trimite eu sumă de bani pentru a-și achiziționa lemnele. Și anume cât? 1500 de lei. Wow, incredibil. Asta înseamnă 10 metri de lemne, nu? 10 metri cub de lemne, da. Mai mult decât o iarnă. Chiar două ierni aș putea spune. Și mai am o veste bună pentru tine, Amalia. Mai devreme am primit un mesaj de la o ascultătoare de-a noastră. Este director de marketing la fabrica Scandia din Sibiu, Carmen Sologan. Și... vrea să-ți ofere masa de Crăciun. Mulțumesc foarte mult. Îmbelșugată. O să-ți trimită niște pachete și pentru copii și cărnuri și tot ce trebuie ca să nu mai ai grija zile de mâine. Casa caldă și masa îmbelșugată. Asta e rețeta unui Crăciun perfect. Mulțumesc din suflet.